Emil și Cristi sunt cei mai buni prieteni și ar face orice unul pentru altul. E și fratele meu de viață. Dar când între ei apare o femeie... Vrei să fii soția mea? Da. O prietenie veche e pe cale să se destrame. Ce s-a întâmplat? M-am despărțit aseară de Andreea. Cristi, te iubește și cu asta am terminat, da? Nici nu poate să fie și el așa mai mult ca tine. Dacă nu erai tu, până acum o luam razna. Băi, Andreea, ești cu Cristi? Da, nu pe el îl iubesc. Cu tine vreau să fiu. Ia zi-mă, mă iubești? Emil Florian s-a mutat împreună cu tatăl și sora sa mai mică la București. A terminat facultatea și în prezent lucrează ca designer de bijuterii la atelierul celui mai bun prieten al său, Cristi. Cei doi se știu de când erau mici și sunt ca frații. Când ne-am mutat la București, părinții lui Cristi au fost foarte cum se cade. Ne-au ajutat foarte mult. Iar când tatăl lui Cristi a murit, tata a promis că o să aibă grijă de el ca și cum ar fi fiul lui. Și s-a ținut de cuvânt până acum. Totuși, prietenia celor doi este pusă la încercare când, într-o seară, cei trei ies în oraș, iar prietena lui Cristi a dansat și s-a distrat tot timpul numai cu Emil. Nu înțeleg ce-i cu Andreea. Pe bune, chiar nu înțeleg. Toată noaptea a dansat cu mine, a stat numai lipită de mine. Bine, ce-i drept a băut. Dar cred că a uitat cu cine a venit. Deși sunt cei mai buni prieteni, de trei zile Cristi pare să-l evite intenționat pe Emil, iar Emil a observat asta. E, ce zici? Mișto. Mișto? Doar atât îmi spui săptămâna asta? Ceva? De trei zile n-ai scos o vorbă. N-are mai legătură cu tine, am altele pe cap. Ce s-a întâmplat? M-am despărțit aseară de Andreea. De ce? Dar de ce mai întrebi atâta? Sper că ăștia nu s-au despărțit din cauza serii alea în care Andreea s-a dat la mine. Adică, na, Cristi mă cunoaște destul de bine. Emil vrea să afle adevăratul motiv de despărțire dintre Andreea și Cristi, așa că merge la Andreea să vorbească cu ea. Mai adevărul e că în ultima perioadă ne certam destul de des. Da? N-am observat. N-am vrut să ne... spălăm rufele murdare în public, dar ne certam destul de des și, lângă asta, îl puneam pe Cristi care pe cineva. Ce? Da. L-am urmărit în ultima vreme și sunt sigură că are pe cineva. Prea multe telefoane târzii, vorbit în șoaptă. Cine, mă, Cristi? Hai, mă, lasă-mă, da. Face cu prostiile astea. Uite, de exemplu, acum câteva zile i-am spus în față că are pe cineva, că știu că are pe cineva și, mă rog, s-a enervat, ne-am certat și atunci ne-am și despărțit. Bine. Voi sunteți foarte mișto împreună. Cristi te iubește. Tu îl iubești pe el. De ce nu vă împăcați? M-am liniștit. Știu că nu s-au despărțit din cauza mea. Măcar acum știu cum pot să-i ajut. Cristi n-a înșelat-o. Sunt sigur. Mersi. Imediat după ce Emil pleacă, Andreea îl sună pe Cristi și îi propune să se întâlnească. Cristi e de acord, așa că cei doi se întâlnesc într-un parc.
Am vrut să te sun. Dar nu m-ai sunat. M-ai supărat foarte tare. Știu. Îmi pare rău, nu știu ce m-a apucat, le-am făcut în halul ăla. Te iubesc. Și eu te iubesc. M-am gândit cât am fost despărțiți că nu pot să trăiesc fără ea. E pur și simplu diferită de orice altă fată pe care am întâlnit-o. Drept pentru care Cristi nu stă mult pe gânduri, spre surprinderea Andreei. Vrei să fii soția mea? A doua zi, Cristi arde de nerăbdare să-i spună totul lui Emil. Hai mă, mai cu forță, ce ai, ne-ai mâncat azi? Să înțeleg că ne simțim mai bine azi? Normal că mă simt mai bine. M-am văzut ieri cu Andreea. Așa, și? Ne căsătorim, frate. Foarte tare, frate! Bravo! Felicitări! Bravo, frate! Bravo! Mersi mult că ai vorbit cu ea. Ți-a spus? Ești fratele meu. Viață. Mi-e rușine că m-am enervat atunci când m-am văzut la bar împreună. Cum să te gândești, frate, la așa ceva? Eu și cu Andreea. Eu nu ești prietenul meu cel mai bun. M-am supărat, mă, că v-am văzut împreună la bar. Sunt nebun, am o imaginație bogată. Vezi că am auzit că te pregătești să fii cavaler de onoare. M-am enervat degeaba când i-am văzut dansând. Emil e cel mai bun prieten al meu, ne știm de când eram copii și sunt sigur că n-ar face așa ceva. Peste câteva zile, când totul părea că s-a liniștit, Emil primește o sarcină neobișnuită de la Andreea. Poftim. Deci vreau așa. Un inel de logodnă, două verighete astea, și vreau un colier care să-mi scoată în evidență rochia. Uite, ce spui de... ceva în genul... Uite, ăsta, de exemplu. În genul ăsta, tot așa cu pietricele, dar să fie de culoare neagră, ca să se potrivească cu ochii tăi, nu? Și cu rochia, la orice model. Uite, vezi? Despre asta vreau, tu ești foarte bun la chestiile astea, ești atât la detalii. De unde ai învățat chestia asta? De la tatăl lui Cristi. Da. Mi-a spus să fiu atent la detalii și pentru el, pentru că, na, el se ocupa mai mult cu finanțele, se pricepe mai bine. Bine, tu ești și sensibil. Da. Tocmai de-aia intru în belele tot timpul. Cu fetele sau la muncă? Cu fetele, mai ales. Ei, lasă că o să-ți găsești și tu aleasă. Ești băiat fain, arăți foarte bine. Sunt convinsă că orice fată ar fi norocoasă să te aibă. Da? Serios? Păi atunci când găsești norocoasă, să mi o arăți și mie. Te păstrezi pentru mine dacă divorțezi. Că glumeam. Nu-mi plac fazele astea deloc. Serios, orice glumă are un sâmbură de adevăr. Dar abia am reușit să-i împac. Te-ai certat cu Cristi? S-a întâmplat ceva? Nu. Păi atunci? Ajuns acasă, Emil îi spune sorei lui ce s-a întâmplat cu Andreea la magazin. Bine, hai că spun. Stai jos. Vezi, poate spui la cineva. Nu spun. Cui să-i spun? Azi a trecut Andreea pe la magazin. Să dea comandă de verighete. Și s-a cam dat la mine. Andreea? Pe bune? Da, mă, da, da. A fost foarte iurea. Poate am înțeles eu greșit, dar prea era pe față. Nu mai termina cu aluziile alea. Și asta ar mai lipsi. Să afle și Cristi. Auzi și tu vorbă. Dacă divorțezi, te iau pe tine. Cum să spui așa ceva? Sincer vorbind, ca o femeie, îți spun sigur că da, s-a dat la tine. Ah, super! Mersi mult de tot, surioare. M-am liniștit. Mersi. Și tu? Eu ce? O placi?
Bă, tu nu ești sănătoasă la cap. Ce te enervezi așa? Păi cum poți să spui așa ceva? Da, am întrebat, pur și simplu. Păi cum să spui așa ceva? E vorba despre logodnica lui Cristi, prietenul meu cel mai bun. Cum să spui așa ceva? Da. Cati, ești nebună? Dacă voi vă iubiți, dacă vă înțelegeți, de ce să trăiți neascuns? Lui Cristi o să-i treacă. Hai că ești nebună la cap. Serios, chiar ești nebună. M-am săturat de tâmpenile tale. Cum să spui, frate, așa ceva? Da, auzi, dacă vă iubiți, dacă nu, de ce să ne ascundem? Doamne ferește! Emil tot încearcă să o evite pe Andreea, dar aceasta apare din nou la magazin. Vai, ce mă bucur că te-am găsit! Nu dau de Cristi de nicio culoare. Știi cumva unde e? A plecat acum două ore, a spus că are niște treabă. Trebuia să mergem să vedem restaurantul pentru nuntă. Păi și n-ai încercat să-l suni? Am încercat, dar are telefonul închis. Bine, mă, păi hai. Hai că tu iei cu mașina. Serios? Da. Asta? Am terminat și treaba. Da. Mersi! Mersi! Abia aștept să văd ce părere ai de restaurant. Dacă află Cristi că a mers împreună la restaurant cu Andreea, iar l-apucă pandaliile. Bine, până la urmă are și Andreea dreptate. Stabilește o întâlnire și-ți închizi telefon. Emil se ține de cuvânt și o duce pe Andreea să vadă restaurantul. După aceea, într-un moment de sinceritate, fata îi mărturisește că are îndoieli în ce privește căsătoria. Cristi se poartă foarte ciudat și tot primește telefoane noaptea târziu, mă rog, și după ce a făcut azi, ce-ți mai spun? Hai, mă, Andreea, mă, lasă-l, mă, în pace. Omul e stresat. E stresat cu muncă, are credite. Crezi că e ușor? Stres și credit or să fie tot timpul. Uite tu cum ai putut să vii cu mine. Cristi te iubește și cu asta am terminat, da? Nici nu poate să fie și el așa mai mult ca tine. Păi dacă te-a găsit el primul? Ce noroc pe capul meu. Andreea se tot joacă cu mine. Chiar nu înțeleg ce vrea. Se căsătorește cu prietenul meu cel mai bun? Nu înțeleg. Emil ar vrea să uite cât mai repede după masa petrecută cu Andreea, dar Cristi nu îl lasă. Ia zi, mă, cum e restaurantul? Ce restaurant? Restaurantul la care ai fost cu Andreea, bineînțeles. Aha, e foarte mișto. Serios, foarte tare. Păca că n-ai fost acolo. Și unde e? La Foișorul de Foc, 50. Oh, da. Îl știi. Auzi, mă, dar ce ai căutat tu acolo cu ea? De ce ați mers voi doi împreună acolo? Faci mișto? Nu. Pare că faci mișto. Am fost să facem rezervare pentru nuntă. Da. Hai că se răcește. Am plecat. Dar unde te duci? Mănânc în oraș. E și Cristi aici. Văd. Hai că am pregătit și desert. Da. Nu știu ce cu fata asta de când s-a prăvădit maica sa, nu mă mai înțeleg cu ea. Da, tata. Nu știu, dar în ultima vreme cam toată lumea are câte o problemă. Da, ia zi. Care e problema ta? Aș avea o problemă. Ia. Să te ocupi mai mult de nunta ta. Și să mă lași pe mine în pace. Da? S-a plâns Andreea sau cum? Nu, nu trebuie să plâng. Andreea mi-a dat și singur seama. Hai, mă, nu vă mai ciordăniți asta, sunteți băieți mari. Da, ne certăm, tata. Nu vrem par de vin? Să ai venit cu mașina. Și îți mai dau un sfat. Dacă o să continui așa, o să o pierzi. Lasă-mă, că o să fii tu acolo să o consolezi, nu fac probleme. Ce, mă? Că mi-a sărit poftă de mâncare. Haide, Cristi, că am și niște vin. Te-ai supărat? Cristi! Mai bine nu mă băgam. Văd că tot ce fac se sparge în capul meu. Cristi se ceartă cu Andreea și pleacă de acasă. După câteva zile, în ciuda relației sale ciudate cu Andreea, Emil o sună să-i spună că e gata colierul. Fata îl roagă să-i aducă acasă. Intră aici, vrei o cafea? Nu, că nu pot să stau foarte mult. Bine, hai că vin imediat. Da. Și cum merg pregătirile? Fantastic! O să fie nunta secolului. De ce? Ce s-a întâmplat? Hai că nu vreau să-mi stric buna dispoziție. Hai, arată-mi colierul. Da, da. Vai, e superb! Îți place? Da, ești drăguț să mă ajut să-l pun? Da, sigur.
Dacă vrei, te rog să-ți ridici părul. Mersi. Am emoții. Doamne, super! Îți place? Da. La ce? Cum ți se pare? Oh, superb. O să fii cea mai frumoasă mireasă din lume. Nu cred că mai vreau să mă căsătoresc cu Cristi. Dar vă iubiți. Așa credeam și eu. Da. Nu știu. Cristi se poartă ciudat în ultima perioadă. Se enervează din orice, ne certăm din orice. Le are și el pe ale lui. Dacă nu voia să ne căsătorim, atunci de ce m-a mai cerut? Ca să-și bată joc. Nu știu, am nevoie de cineva care să mă înțeleagă. Cineva așa ca tine. Andreea. Dar de ce? Dacă nu erai tu până acum, o luam razna. Andreea, trebuie să plec. Cât idiot pot să fiu? Andreea o să fie nevasta lui Cristi. Cum să mă îndrăgostesc de ea? Ce am să întâmpit la cap? Peste trei zile, Cristi și Andreea se ceartă din nou. Măi, nu am timp să mă ocup toată ziua de tine. Dar când ai tu vreodată timp? Nici măcar la telefon, un telefon nu poți să dai. Da, am treabă, nu pot să stau să vorbesc la telefon toată ziua. Mă, tu mai vrei să facem nunta asta? Da sau nu? Ți-e pare că e un moment bun să vorbim acum despre chestia asta? Da. Aha. Salut. Bun. Salut. Hai că mai vorbim. Ce s-a întâmplat? Când o să fie ceva care să te privească, o să afli. Când ne-am împăcat și m-a cerut de nevastă, am crezut că lucrurile or să fie mai bine. Doamne, ce proastă am fost! Nu-l interesează absolut nimic. Emil nu spune nimănui despre sentimentele sale pentru Andreea și face tot posibilul să o evite. Însă seara are parte de o vizită neașteptată. Ce cauți aici? Trebuie să vorbim. Păi Andreea, ești nebună dacă te-a urmărit cineva. Dai că tu și Katia au plecat, i-am văzut. Poftim? M-ai urmărit sau ce? Mă gândesc numai la tine. Băi, Andreea, ești cu Cristi. Da, nu pe el îl iubesc. Cu tine vreau să fiu. Ești cu Cristi și Cristi e prietenul meu cel mai bun. Știu. Nu știi nimic. Nu știi prin câte am trecut împreună. Nu vreau să-l pierd din cauza ta. Da, nu vreau să te pierd pe tine. Te rog eu frumos, termină cu jocurile astea. Eu n-am nicio vină că nu te bagă nimeni în seamă. Te rog eu frumos, lasă-mă în pace. Atunci de ce ai vrut să mă săruți? Te rog eu frumos, plec. Emil. Te... Știu că e cel mai bun prieten al lui Cristi. Știu că n-are niciun sens, dar... când l-am simțit lângă mine...
Păi, o prietenie veche de 20 de ani și tot strigi pentru... Orice ar fi fost între noi, se termină în seara asta. Vă stă foarte bine împreună. Cristi are dreptate. Mai știi când mi-ai spus că Andreea s-a dat la tine? M-am dus și i-am spus lui Cristi. Emilie, la poliție. Cristi a chemat poliția. Cristi? De ce? Emil și Cristi sunt cei mai buni prieteni și colegi de muncă. Vezi că am auzit că te pregătești să fii cavaler de onoare. Dar când prietena lui Cristi începe să aibă sentimente pentru Emil... Dacă nu erai tu până acum, o luam razna. Prietenia celor doi ajunge pe muchie de cuțit. Ce s-a întâmplat? Când o să fie ceva care să te privească, o să afli. După cele întâmplate între el și Andreea, Emil își dă demisia de la atelier, apoi se baricadează în camera lui și refuză să vorbească cu cineva. Pot să intru și eu? Da. Zici tu ce s-a întâmplat. De ce nu spui? Nu s-a întâmplat nimic. Dacă îmi spui ce s-a întâmplat, poate pot să te ajut, sunt taică-tu. Nu ai cu ce să mă ajut, tată. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Stai liniștit. S-a întâmplat ceva cu Cristi, iar v-ați certat. Nu v-ați împăcat și voi? Ba da. De fapt, nu. E vorba de Andreea. Mi-a spus că mă iubește. Mai, mai. Și tu? Mă, te-am întrebat ceva, mă! Și eu, tată. Mă iubesc. Tu te-ai gândit bine? Păi, o prietenie veche de 20 de ani și tot strigi pentru... Tocmai de-aia mi-am dat demisia. Știu că am greșit. Ce greșeală, mă, asta nu e greșeală, mă, asta e o catastrofă. Catastrofă. Hai, măi, tată, tu nu înțelegi nimic, lasă-mă în pace. Știi ce? Du-te la ea și spune-i să uite tot ce s-a întâmplat. Și după aia vorbește cu Cristi, mă, e vorba de o slujbă până la urmă. Nu pot să mă văd cu Cristi, nu am cum să mă văd cu Cristi. Lasă-mă în pace, ți-am zis. Mă, nu înțelegi nimic din ce-ai făcută viața asta. Nimic, nimic. Tata are dreptate, dar nu pot să uit pe Andreea. Emil decide să îl asculte pe tatăl său și să încheie relația cu Andreea pentru a se putea împăca cu Cristi. Wow! Nu vine să cred. În sfârșit ai scos și tu nasul din vizuină. Mm-hmm. Tu pe unde umbli? Pe nicăieri. A fost cu fetele la o cafea. Tu, în schimb, văd că ai planuri mari pentru diseară. Da. Mă duc la bar. Cu Andreea? Ți-a spus tati? Evident. Știi că nu știe să păstreze un secret. Te-ai îndrăgostit de ea, nu? În fine, orice ar fi fost între noi, se termină în seara asta. Și tu, ar fi bine să-ți ții gura. Dorința ta e poruncă pentru mine. Ce amuzantă sunt. Emil e pregătit să lămurească lucrurile definitiv, dar socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Scuze, am întârziat? Nu, am ajuns mai devreme. Ești ok? Da, sunt ok. Ce crezi? Hai să mergem înăuntru. Emil! M-am speriat, Ana. Ce, așa fioros sunt? Ce cauți aici? Păi uite, am venit să vă felicit pentru că vă stă foarte bine împreună. Nu e ceea ce pare, chiar pot să-ți explic. Da, ia explicăm. Nu, ia stai, explicăm tu mai bine. Nu s-a întâmplat nimic. Nimic în afară de faptul că v-ați combinat. Nu e adevărat. Nu e adevărat? Nu. Ia zi-mă, o iubești? Zi-mă, nenorocitule, o iubești? Ascultă până la capăt, te rog eu frumos.
Băi, de la una ca ea... mă așteptam la orice, dar de la tine avea mai multe pretenții. Îți mai spun încă o dată. Nu s-a întâmplat nimic. Băi, vă rog eu mult de tot să nu vă supărați că nu vin la nunta voastră. S-a terminat. Am încercat din răsputeri să evit chestia asta. Cristi are dreptate. E numai vina mea și a Andrei. Sebastian merge la Cristi să-i ceară scuze pentru purtarea lui Emil. Dezamăgit că n-a reușit să-i împace, se întoarce acasă unde îl așteaptă alte vești proaste. Unde ai fost? La Cristi, unde s-a fost? Unde? De ce? Ți-am spus să te bagi? Spune! Și ce firul să facă? Să fi stat aici ca tine? Crezi că mi-e ușor? Și ce vrei să fac, tata? Să-mi tai capul? Ce vrei să fac? Îl cunosc foarte bine. Cristi n-o să mă ierte niciodată. Să fi făcut ceva să-mi fi ajuns în situația asta. Mă, ție nu ți-e rușine. Auzi, știi ceva? Chiar m-am săturat de predicile tale tâmpite. Aia mai lasă-mă în pace. Te-ai găsit toate lucrurile. Ia, să nu prezică el. Te-am ascultat 30 de ani. Acum tu mă asculti. Tata, te rog eu din sufletul meu, ia mâna de pe mine. Bine. Și atunci ascultă-mă, unu. Fata aia e logodnica lui, ce-i în capul tău? Știu foarte bine că e logodnica lui. Și știu că am greșit. Ce vrei să fac? Doi, dacă nu te împaci cu el, poți să pleci în casa asta. Tată, te rog. Asta nu te mai băga și tu. Ai înțeles? Hai, Valea. Ok. Bine. Păi, plec în casă. Da, hai, hai. Du-te, du-te, du-te. Taci, tată, te rog, taci. Emil, stai, stai, Emil. Și fii atent. Nu plec să mă împac cu Cristi. Nu? Nu, plec din cauza ta. Da, că totdeauna sunt... Păi da. Totdeauna am fost eu de vină de când am venit. Vă rog, ascultați-mă și pe mine! Cristi nu e un sfânt. Dar cine a zis că e sfânt? Am fost împreună cu el. Ce, mă? Voi doi? Da, noi doi. Da, tată, noi doi. Am trăit împreună un an de zile. Nu voiam să le spun, dar nu puteam să las pe tata să-l dea afară pe Emil din casă. Eu și Cristi am fost foarte îndrăgostiți. Un an de zile am trăit împreună în secret. Pentru că tata n-ar fi permis asta. Și după totul s-a terminat brusc. Erați împreună când Cristi a cunoscut-o pe Andreea? Îmi pare rău, poate n-ar fi trebuit să vă spun asta. Te-am întrebat ceva! Erați împreună când Cristi a cunoscut-o pe Andreea? Când Cristi a cunoscut-o pe Andreea, a vrut să ne despărțim. Dar totuși am continuat relația, pentru că eu nu voiam să-i dau drumul. De ce, mă? De ce ai făcut asta? Din gelozie, tată. Eu eram foarte îndrăgostită de el. Și nu voiam să rămână cu Andreea. Și ce altceva ați mai făcut voi de mine? Lasă-o, mă. Am spus destule, te și rog. Și ce altceva ai mai făcut tu ca să-l despați pe Cristi de Andreea? Te rog frumos, lasă-mă. Te-am întrebat ceva și ce altceva ai mai făcut ca să-l despați pe Cristi de Andreea? I-am spus lui Cristi de tine și Andreea. Ce ai făcut, mă? Mai știi când mi-ai spus că Andreea s-a dat la tine? M-am dus și i-am spus lui Cristi. Și probabil că din cauza asta a început să se poarte ciudat. Și așa a aflat el de întâlnirea noastră și a știut unde să vină. Emil. Vezi, tata? Ce prost sunt uneori? Emil, te rog, iartă-mă. Bă, unde te duci, mă? Unde mă duc? Să-mi cer scuze. Și eu, care aveam mustră de conștiință că i-am distrus relația? Și el ce facea nenorocitul? Își bătea joc de familia mea. După ce Cati a mărturisit totul, Emil se duce la Cristi ca să-i ceară socoteală. De câteva ore, Cati și Sebastian nu știu nimic de Emil, care și-a închis mobilul. Din păcate, urmează să afle. Te rog, nu mai fi supărat pe mine! Taci, că nici cu tine nu mi-e rușine că te mi-ai făcut. Da. Da, eu sunt. Unde? Vin imediat. Ce s-a întâmplat? Emil e la poliție. De ce? Ce s-a întâmplat? Nu știu, să aflu. Vin și eu. Nu, nu, nici vorbă. Vin, nu te mișca de aici. Te rog frumos, vin și gata. Tată! Ce-o fi cu Emil?
De obicei este calm și liniștit, dar acum nu știu ce se întâmplă. Sper să nu fi pățit nimic. Familia lui Emil a fost anunțată că acesta a fost arestat, așa că după jumătate de oră, Sebastian și Cati ajung la poliție. Ce ai făcut? Hai, că nu pot să-mi spui. Zi odată! Cristi a chemat poliția. Cristi? De ce? I-am spart geamurile. Știi? Ce-ai făcut, mă, că nu înțeleg nici ce ai spart? I-am spart geamurile de la magazin, a spus ceva de Cati, ne-am luat la bătaie, n-am putut să mă abțin și asta a fost. Să ne liniștim. Să ne niștim. Găsim un avocat și îl scoatem de aici. Îmi pare rău, eu nu mai vina mea. Hai, mai bine plecați. Văd eu ce se poate face. Vorbim și cu Cristi. Ce să faci? Vorbesc cu Cristi. Nu vorbești cu niciun Cristi. Să-și retragă plângerea. Tata, nu vorbești cu niciun Cristi dacă nu vrei să ne certăm. Am vorbit cu agentul de serviciu și mi-a zis că lucrurile sunt clare. Că ne cadrează la distrugere din culpă, parcă ar fi un infractor. Fac eu tot posibilul și îl scot de aici. Dacă ai venit să-ți salvezi iubitul cam târziu. Dacă îl găsesc așa vinovat, face 2 ani de pușcărie. Cum adică? Dar ce a făcut? S-a bătut cu Cristi. Pentru mine? Nu. Pentru mine. Într-un moment de slăbiciune, Emil o sărută pe logodnica prietenului său cel mai bun. Da, nu pe el îl iubesc. Cu tine vreau să fiu. Acum el încearcă să repare greșeala, dar nici Cristi nu e așa de nevinovat. Cristi nu e un sfânt. Am fost împreună cu el. Până la pronunțarea sentinței, Emil rămâne în arest și, din păcate, nici viitorul lui nu pare foarte strălucit. Ce a zis avocatul? Ce să zică? Numai rele ca toți avocații. Adică? Dacă îl găsesc așa vinovat, face 2 ani de pușcărie și face cu executare când ziua de azi nu se mai dă suspendare, vezi? Doamne, nu cred așa ceva. Ei, nu crezi, nu crezi. Pentru o nenorocită de vitrină. Trebuie să vorbim cu Cristi. Trebuie să-l rugăm să-și retragă plângerea. Păi asta am vrut și eu de la interzis. El e orgolios! Orgoliu ăsta al vostru și prostiile voastre. Te rog frumos. Cu iubirea voastră, oarbă. Îmi pare rău, ți-am spus de 100 de ori ce vrei să fac. Dacă-l văd pe copilul meu în închisoare, dacă ajung să văd... Nu spune asta. Te rog frumos, liniștește-te. Ce-ai pățit? O să... Ce-ai pățit, tata? Ți-e rău? Ce-ai pățit? Tata, ce s-a întâmplat? Tata, ce-ți-e rău? Cu ce-ai pățit? Tata, vorbește cu mine, tata! Cati cheamă salvarea care îl duce imediat pe Sebastian la spital. Neștiind ce să facă, o sună pe Andreea și îi cere ajutorul. Andreea, ce faci? Cum e? Cum se simte? Am făcut infart. E la terapie intensivă. Hai, acum liniștește-te, o să fie bine. Mulțumesc foarte mult că ai venit. Nu știam pe cine să sun. O să fie bine. Emil, unde e? E la poliție, l-au arestat. Cum adică? Dar ce a făcut? S-a bătut cu Cristi. A spart un geam la atelier și Cristi a chemat poliția. Pentru mine? Pentru mine. Nu știam pe cine să sun. Cu Cristi chiar nu vroiam să vorbesc, nici pe Andreea nu vroiam să o deranjez, dar aveam nevoie de cineva să fie lângă mine și cum am sunat-o, ea a venit. Am murit de rușine când a trebuit să-i spun tot ce s-a întâmplat între mine și Cristi. Este așa că nu înțeleg. Te rog frumos să mă ierți. Eram foarte îndrăgostită de el. Și când m-a părăsit, am simțit că mi se rupe inima în două. Eram convinsă că are pe cineva. Nu, te rog frumos să mă ierți. Oricum, acum nu mai contează. Trebuie să plec. Nu, te rog, nu pleca. Ajută-mă. Cu ce mai pot să te ajut acum? Vorbește cu Cristi. Roagă-l să-și retragă plângerea. Poate pe tine te ascultă. Eu nu mai pot să mai vorbesc cu Cristi. Nici eu nu mai pot să mai vorbesc cu Cristi. Lucrurile între noi sunt foarte complicate. Habar n-ai cât de complicate sunt între noi. Ok, nu vrei să o faci pentru mine. Fă-o pentru Emil și pentru tata. Dacă pe Emil îl închid, mi-e foarte frică că tata o să moară. Cum adică îl închid pe Emil?
Speriată de faptul că Emil ar putea ajunge la închisoare, Andreea își calcă pe inimă și se duce a doua zi să vorbească cu Cristi. Bună. Ce cauți aici? N-am fost suficient de clar când ți-am zis să nu mai treci pe aici? Stai liniștit că n-am venit să vorbim despre noi. Dacă ai venit să-ți salvezi iubitul cam târziu. Nu e iubitul meu. Spre deosebire de tine, eu nu te-am înșelat niciodată. Da, știu de Cathy. Ce, credeai că nu o să aflu niciodată? Te suntem chit. Exact, numai că familia lui Emil n-are nicio vină. Sebastian a făcut infart. E la terapie intensivă. Poftiu? Da, a aflat de la avocat că Emil poate să ia 2 ani de pușcărie și l-a lăsat inima. Uite, nu-ți cer nimic decât un singur lucru. Să-ți retragi plângerea. După aia promit că plec definitiv din viața ta. Cândva l-am iubit pe Cristi și îmi place să cred că mai are un dram de omenie în el. Sper că o să facă ce trebuie. Aștept să iasă Emil și după aia plec de aici. După vizita Andreei, Cristi hotărăște să-l vadă pe Sebastian și să salveze ce se mai poate salva. Hei, ce faci? Hei. Cum se simte, Daica, tu? Nu foarte bine. E tot la terapie intensivă. Mi-am retras plângerea. Pe bune? Eu cred că i-au dat deja drumul lui Emil, o să vină și acum. Cu cât mă gândesc mai mult, cu atât îmi pare rău mai tare pentru ce s-a întâmplat. Cred că am zis lucruri care nu trebuiau zise, mai ales că eu și Emil am trecut prin atâtea împreună. Emil. Cum e tata? Doctorul a spus că ce a fost mai greu a trecut. Cum ești? Nu prea bine. Bine, păi atunci o să mă duc. Dacă poți să vă ajut cu ceva, mă sunați. Chiar nu mai ai de ce să fii supărat acum. Nu cred că mai avem ce să discutăm. Cristi și cu mine nu mai puteam fi prieteni. S-a terminat. Mă bucur că tata e bine și eu sunt în libertate. Restul o să se aranjeze. Peste 2 zile, Emil merge la Andreea să-i mulțumească pentru ce a făcut. Fata e în culmea fericirii. Doamne, ce mă bucur să te văd. Cum e taică tu? Mai bine. Și tu? Și eu. Ai vorbit cu Cristi? Da. Câteva minute. Și? Nu cred că mai avem ceva de discutat. Da, văd că nici noi. Cred că e mai bine să ne vedem o perioadă. Da. Da, ai dreptate. Nu cred că ar duce la nimic. Da. Emil. Și oricum. Mersi pentru tot. Să-i mulțumesc și să-mi iau la revedere. O iubesc foarte mult. Dar noi doi n-avem niciun viitor. În momentul de față, tot ce vreau e ca tatăl meu să se facă bine și nimic mai mult. Peste 2 săptămâni, Sebastian e externat din spital, iar Emil și Cathy îl aduc acasă promițându-i că nu o să-l mai enerveze.
Mă bucur că Emil e bine. M-am speriat foarte tare. Tot ce vreau acum e să fim împreună. Cred că se poate ierta orice, altfel unde ajungem. Îți iau geaca? Nu. Vrei ceva de mâncare? Nu, poate mai târziu. Du-te și fă ceva de mâncare totuși. Emil m-a iertat. Bine, o să treacă ceva timp până când o să aibă din nou încredere în mine, dar important este că m-a iertat. Tu cum ești, bine? Dacă tu ești bine, eu sunt bine. Emilule. O să încercăm să nu te mai supărăm de acum încolo. Nu mai știu nimic de Andreea și, sincer, nici nu mă interesează. Îi doresc să fie fericită. În schimb, Cristi e prietenul meu și sunt convins că o să mai vorbim.